Pașpenii Nisipul Eternității este proiectul educațional care a avut loc astăzi la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș din Peștișani. Proiectul s-a derulat în data de 16 martie, comemorând cei 65 de ani de trecere în neființă a marelui sculptor. În cadrul proiectului au fost expuse 4 secțiuni în care elevii s-au implicat cu mare seriozitate, ambiție și drag. Printre aceste secțiuni regăsim o parte dedicată eseurilor legate despre viața și opera lui Constantin Brâncuș și o parte care vizează arta, fiind compusă din desene și machete. Ineditul eveniment s-a încheiat prin decernarea unor premii care au venit în urma sponsorizării din partea Fundației Valea Bistriței. Ne aflăm astăzi la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș, unde am desfășurat un proiect educațional, Pași pe Nisipul Eternității, pe parcursul unei luni. Acest proiect a debutat odată cu marcarea nașterii marelui sculptor Constantin Brâncuș pe 19 martie. În acest proiect educațional am avut 4 secțiuni în care copiii noștri s-au implicat cu mare seriozitate și ambiție. Am avut secțiuni eseuri despre viața și opera lui Brâncuș, am avut pe domeniul artă desene și machete și pe domeniul cultură generală viața și opera lui Brâncuș. Și astăzi marcăm încheierea acestui proiect cu sprijinul, pe această cale și mulțumesc, Fundației Valea Bistriței, care ne-a sponsorizat cu premii pentru copii care au câștigat premii în această competiție. Reprezentanții Fundației Valea Bistriței s-au arătat foarte încântați de contribuirea la acest proiect educațional și a fost o reală plăcere să contribuie la sponsorizarea premiilor care au bucurat pe elevi. Locul întâi. Condulescu Sofia, Crudu Larisa, Brâncuș Ana Maria și toți sunt de la clasa 5-a. Particip astăzi alături de cadrele didactice și elevii Liceului Tehnologic Constantin Brâncuș Peștișani, cu ocazia comemorării a 65 de ani de la moartea marelui sculptor Constantin Brâncuș, și vreau să le mulțumesc în mod expres elevilor pentru reușitele pe care le-au avut pe diverse teme în decursul acestei activități. Elevii s-au declarat a fi foarte încântați și chiar onorat să participe la acest proiect care vizează direct viața și opera marelui sculptor Constantin Brâncuș. Care mai de care, elevii s-au întrecut în realizarea celor mai frumoase desene, machete și eseuri, punând pe primul loc aprecierea față de marele artist, nu premiile pe care le-au obținut. Mă numesc Bălcescu Cosmin Marian, sunt elev la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș Peștișani și am participat la proiectul Pași pe Nisipul Eternității, un proiect legat de Constantin Brâncuș, de viața acestuia, povestea acestuia și cum a ajuns el să fie cum îl cunoaștem noi și cum am ajuns să cunoaștem toate operele lui incredibile. Pe lângă faptul că am ajutat la organizarea propriu-zisă a acestui proiect numit și Pași pe Nisipul Eternității, am participat și la montajul organizat de domnul Secotă Vasile, numit și Ceas de Taină cu Brâncuș, care ne prezintă o mică operă scrisă de Adrian Vrățilă, în care ne este prezentată o mică parte din viața lui Constantin Brâncuș. Bună ziua, numele meu este Falco Ileana Ștefania, sunt de la Liceul Tehnologic Constantin Brâncuș Peștișani și am avut onoarea să particip la concursul despre Constantin Brâncuș numit Pași pe Nisipul Eternității spre nemărginirea văzduhului. Am ales un aforism celebru și anume: opera de artă trebuie să fie creată ca și o crimă perfectă, fără pată și fără urmă de autor. În cele ce urmează, vă voi citi eseul creat. Vă mulțumesc că am avut onoarea să particip la acest concurs și că am primit premiul întâi.